Testele de salivă mult promise au fost distribuite în sfârșit în școli, însă în sistem vrac și fără instrucțiuni de utilizare. Această situație a creat haos, iar responsabilii sunt dur criticați. Situația există în mai multe școli din România care au primit joi primele teste de salivă pentru depistarea COVID-19 la elevi, fără instrucțiuni de utilizare individuale. Pungi cu teste vrac a câte 25 sau 50 de bucăți din fiecare element al testului de salivă, care trebuie asamblate și ambalate de către profesori, părinți sau reprezentanți desemnați ai școlilor. Practic nimic nu este igienic sau steril, susțin cetățenii. Eu zic că ideea ar fi foarte bună. Dar dacă sunt așa în vrac și nu se poate, ele trebuie steril și câte unul de fiecare. Nu, deci l-ai folosit și l-ai aruncat, l-ai folosit, să ai mâna sterilă, să ai totul dezinfectantul și cred că nu este bine așa vrac. Cate pe jos, alea nu sunt teste pentru copii. Sunt bolnavioși că copiii mai rău, mai bine nu fac. Nu are rost. Dacă era trimisă și ele împachetate frumos, da, poate că mai vroia părinții să mai facă, dar așa dacă i-a trântit pe jos, trântit, i-a aruncat pe jos, băi, ia copilul și-l bagă în gură că să îmbolnăvească mai rău. Nu-l de acord cu acest lucru. Caietul de sarcini prevedea clar că fiecare test trebuie ambalat individual, iar fiecare kit să conțină instrucțiuni. Confruntat la o conferință de presă cu întrebările jurnaliștilor despre această situație scandaloasă, Raed Arafat a părut total relaxat atunci când spunea presei că e normal modul în care testele au fost livrate și că nu vede nicio problemă în ceea ce le privește. Eu când eram copil, voi sunteți tineri, când eram eu la școală, fiecare școală avea cabinet medical cu asistent și medic. Și erau chiar școli și cu cabinet stomatologic. Acum, în ultimul timp, ăștia nu mai au nimic. Nu știu, da. Ar trebui să fie. Considerați că testele ar trebui făcute de un asistent medical? Ar trebui făcute de un asistent sau chiar de ăia, dar să fie supravegheați și în condiții de igienă, adică să fie amenajate spații, nu prin clasă așa. Cum vi se pare că testele au ajuns în vrac? Nu e în regulă, ele trebuia să vină deja pregătite, să vină seturi, așa. Contractul de până la 18 milioane de euro câștigat de Vigo Fashion presupune livrarea a mai multe loturi de sute de mii și milioane de teste antigen de salivă pentru elevi. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat în MEAI, Raed Arafat, a afirmat sâmbătă despre testele pe bază de salivă ajunse în școli, că sunt conforme și că dacă autoritățile făceau solicitare, că doresc ca fiecare test de salivă să fie asamblat individual, exista riscul să nu găsească cine să le facă, dar și ca livrarea să fie întârziată.